Multe. Depinde, ți-am zis, de ce ne-am propus. Îl depășim găsind puterea în noi și cei din jurul nostru, în cei dragi nouă. Îl depășim gândindu-ne că nu asta ne definește, nu suntem unde ar trebui să fim, având mereu în minte unde vrem să ajungem și trebuie să-ți găsești motivația să ajungi acolo. Practic despre asta este vorba. Depinde și cât de ambițios ești tu ca om. Eu ți-am zis că sunt o persoană foarte ambițioasă, lucru care face eșecul să doară mai tare, dar și face succesul când vine să fie așa foarte apreciat. Puterea nu e doar la noi ca să ne ridicăm. Puterea ți-o iei și de la oamenii, sau poate în primul rând de acolo. O găsești în tine. O găsești în tine. Dar în momentul în care ai un sistem de ăsta de sprijin puternic, noi suntem o familie numeroasă, am 3 copii și începând de la asta mică, de un an, care prin zâmbetul ei, prin orice face, la un an e pentru mine o sursă de bucurie și de energie. Și până la cei mari și până la bărbatul meu, cu care sunt de vreo 18 ani, toți sunt, cum să zic, cei care mă sprijină. Forța mea, de acolo mi-o iau și din mine. Depinde, poate fi dincolo de primul eșec, poate fi al doilea, al treilea, depinde. Depinde, știi? Sau poate fi un mare succes, cel pe care ți l-ai dorit. Asta ține de noi, măi. Noi ne facem tot și ține de noi, de cum depășim momentele astea, de câtă încredere avem în noi, de cât sprijin avem din partea celorlalți, cât de puternică e motivația, ține de noi. Deci, dincolo de eșec, poate fi ceea ce ne dorim. Anume să vedem dincolo de eșecul ăsta. Important e să treci, ridică-te, treci mai departe ca să poți să vezi că există luminița de la capătul tunelului. Acum nu te împiedici de un pic de o zonă întunecată, nu? Treci printr-o zonă întunecată, pur mai e posibil, mamă, încep să văd lumina, mă ambiționez, iarăși e întuneric și e ok, știai că era posibil să fie asta. La final te așteaptă ceva frumos tare, dar nu ți-l dă nimeni pe tavă, rar în viață primești așa lucruri pe tavă, trebuie să muncim un pic pentru ele. Deci, vezi, dincolo de noi, vorba de exemplu pe care îl dăm copiilor noștri. Pe mine m-au schimbat copiii foarte mult ca om și m-au făcut să privesc altfel lucrurile. Și să devin o variantă mai bună a mea, pentru că poate dacă mi-ai fi pus aceleași întrebări când aveam, nu poate, 100%, dacă mi-ai fi pus aceleași întrebări când aveam 20 de ani, ți-aș fi răspuns altfel, dacă mi le-ai fi pus după un copil, într-un fel, după al doilea, într-un fel și acum după al treilea, mi se pare că sunt în cea mai matură variantă a mea din toate timpurile, pentru că copiii te responsabilizează, te maturizează fantastic, dar te forțează să devii cea mai bună variantă a ta. Eu așa cred.